trecut Fala 76. Ce dracu? Pe bune! Vai ce muie am dat pe ăla! A fost mai iute glonțul meu decât libricii din curul lui. Opa. Aș vrea să folosesc shotgun-ul. Ăsta, tati, dă-l încoa. Am 29 de glanțe. Așa da. Cu pula mea să-ți mai fie frică cu ăsta. Na, sunt și roboți. Wow. Așa. Profi fac. Uite. Și pe polițist. Gat. Na. L-am castrat și pe ăla. Shotgun shells. 17 bucăți. Perfect. Așa mai vii de acasă. Na. Iar. Deci trebuie să-ți apăsat ca să asculti. Bun. Mai e careva pe aici? Bineînțeles. Și level 17. Nice. Salutare națiune și bine v-am regăsit la un episod din seria Fallout 76. După cum ați văzut unul dintre vă data trecută, reușisem să fac rost de acea casetă cu bine, iar de data aceasta aș vrea să văd ce pot face cu acea cheie, fiindcă, na, obținusem o cheie în timp ce lutasem un cadavru acum câteva episoade în urmă și aș vrea să văd ce pot debloca cu cheia aceea. Vreun cufăr special sau vreo cabană? Nu știu. Tare-s curios cu cheia asta. Ce aș putea debloca? Ok. Hai că nu-s departe. Mai am și shotgun-ul.
Deja am ajuns. Ok. Vreun zombalou pe aici? Nu-i nimeni. Shelter? Ce, mă? Deci cheia asta duce într-un alt adăpost? Sau într-un alt bunker? Home expansion. Dita mai like-ul. Ne putem juca fotbal? Da. De parcă aș putea. Da. Na, nu-mi pot face. Putem vorbi cu ăsta. Mr. Clark. Nu am mai văzut de mult timp un musafir. De secole, ba chiar. Hai că m-a spart ăsta. Goodness. Forgive my tone. I'm experiencing some memory issues. As I was saying, a bright-eyed visitor himself must be here to claim your free shelter today. Is that right? Da, sunt aici pentru un adăpost. Însă trebuie să mă înregistrez. Gen ca proprietar. M-a spart ăsta. Dar să-ți fut una, nu vrei? În bena tă din metal. N-ai vrea să-ți fut una. Deci asta debloca cheia. Aha. Ok. Na bun atunci, haide să ne înregistrăm. Ca și proprietar. New owner. Vă rog frumos. Is now confirmed. Bun. Na pulă. Ești mulțumit acum? Congratulations, visitor. A marvelous new world of home expansion awaits. I'll distribute your free shelter to you, along with some materials to build your shelter's entrance. As a personal thank you for being... Se pare că această bază e a mea. Bine. Bunker. Hai să zicem bunker. De ce am ales propoziția, nu știu. Simply place the shelter entrance you claim today in your camp and prepare to enter a bright new world of home expansion and customization. Da. Gladly. Da. The homes of the future. Sigur. Perfect for post-apoc. All shelters come equipped. Shelters are accessible. Îți curez dacă zice ceva interesant, dar văd că nu zice absolut nimic interesant. Cu toate că o fi stat aici singur de secole. Ok. Bun. Hai că iau whisky-ul ăsta expirat de secole. Ca să fac toxinfecție alimentară. Sau cum, na, merge cu alcool să faci toxinfecție alimentară, nu cred.
Bun atunci. Haide să ne întoarcem în Appalachia. The bother to resist the apicia. It's not your fault that you're always wrong. The weak ones are there to justify the strong. The beautiful people, the beautiful people. It's all relative to the size of your steeple. Bun. Vault 51. Ăsta gen este al 51-lea adăpost apocaliptic. Iar 76-le o fi fost ultimul proiect. Sau primul proiect. Nici eu nu mai știu. Acolo nu vreau să mă duc. Back on the beat, nu vreau. Nu vreau să mă duc acolo. Ci mai degrabă, nici tea time. Detest ceaiul. Așa că mă voi duce aici. Locate Dearmont. Cât despre jurnal, sau mai bine zis, casete, au... Nu mai avem casete. Find the next journal in Welsh. Pe unde pizda muzi Welsh? Nu arată pe hartă. Le-am citit pe toate. Da, le-am citit pe toate. Acum mai trebuie să o caut pe... Aha. Nu le pot uni. Sau nu am cealaltă bucată. Unde se află celălalt jurnal? Na, hai acolo la Dearmont. Nu Dearmont. Dearmont e o actriță porno. Da, n-ați auzit nimica. Deci trebuie să o găsim pe... Nu pe Dana. Nu pe Dana Dearmont. Nu aia. Aia actriță porno. Pe Dearmont. Trebuie să o caut. Păi da. Ia. Asta iar e cu calculatorul. Ca de obicei. Ce trebuie să mai facem? A, aici o căutăm. M-am prins. Da. Acum că știu de Kesha, trebuie să o caut lângă un râu. Și anume aici. Bun. Haide să o căutăm. Na. Credeai că nu te văd.
Iară trebuie să mă bat. Nu drink, collect. Of. Trebuie să mă bat cu ea. Pentru a doua oară. Hai să-i batem atunci. Ce o fi atât de greu? Cu toate că am acum dita mai shotgun-ul. Ai de capul meu. Aș vrea totuși să-i omor pe rând. Sau se iau luneta? Am glanțe. Da, cum am destule. Bun! Na. Muie ție? Așa? Și încă o dată muie. Bun. Acum. Muie ție. A, ok, l-am ratat pe la. Muie? Așa? Muie pentru a doua oară și muie pentru a... A! Treia oară. Gata. A. Fuck! Păi și shotgun-ul? A, ok, merge. Credeam că nu merge. Bun. Futu-ți gurița, măti. De roboții pizdei, măti. Care v-a futut. Ok. Mai trebuie să omor. Păi bineînțeles. Mai sunt doi din aia mari. Care a tras? Ai, pe acoperiș. Era acolo, acolo ce-i? A, extraterestri. Du-te în pula mea. Nu mai vreau să-i văd pe ea. Moră, dată. N-am mai sunt. Nu mai sunt. Însă...
tot e numărătoarea aia. Că na, trebuie să fac de pe computerul din subsol. Am mai făcut asta odată. Însă am să mă opresc aici. Fiindcă na, pot face și în episodul următor. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați atât like, cât și subscribe, dar și pe clopot pentru a face Ding Dong, cât voi posta clipuri noi. Iar numai bine până atunci, eu am fost Eddie Force al Gamer HD, ne vedem data viitoare și bineînțeles, cum vă zic ca de obicei tuturor, ciao, ciao!